ta și te duci cu alta. Ce înseamnă furt? Să-și lași bărbatul tău să te duci cu alta. Ce înseamnă furt? Să rămâi însărcinată și să faci avort. De ce? Fur lui Dumnezeu legea vieții. Nu ți-a încredințat-o ție. Și îi spuneam odată unei doamne, că a zis așa, vrând nevrând, trebuie să fac avort. Și a spus așa, ai pus tu viața acolo? Știi tu cum s-a zămislit? Știi ce a plămădit Dumnezeu în sângele acela care tu vrei să te descotorosești de el? Părinte, n-am ce face, asta e viața. Bine, ai să o plătești la timpul și la vremea cuvenită, dar nu după sfatul meu, ci după sfatul celui care îți va cere socoteală de furtul săvârșit. Și atunci, mergem și spunem, cine fură din lumea aceasta, se pedepsește omenește. Cine se fură pe el însuși, ca persoană, plătește tot el singur. Dar, în schimb, cine îl fură pe Dumnezeu de milă, de bunătate, de răbdare, de îngăduință, de așteptarea noastră la pocăință, cu ăla nu o să-i meargă. De ce? Dumnezeu este Cel care se preface că nu vede și nu știe, dar nu uită să plătească și nu întârzie să răsplătească. Adică îți cere polițile și le achiți când nu mai ai așteptare sau gândire că ești la El trecut în catastife. Adică îți vine plătirea poliției atunci când tu nu mai știai că trebuie să o plătești. Și s-a întâmplat cazuri și sunt suficiente cazuri când zice părinte, zice, înainte când nu mergeam la biserică, uite, nu mi-a dat niciun necaz. Dar acum, de când m-am spovedit și merg la biserică, parcă vin necazurile gârlă. De ce face Dumnezeu acest lucru? Îl face tocmai ca atunci când tu îl cunoști și inima ta s-a încălzit de dragostea lui, să poți răbda mai ușor ceea ce ar fi trebuit să-ți dea atunci când nu-l cunoșteai și l-ai fi hulit mai mult. Deci de aceea ne dă să plătim necazurile atunci când suntem aproape de El. Pentru că ne iubește și ne biciuiește. Ne biciuiește pentru trecut și ne iubește pentru prezent. Deci asta este. Și mai departe, la furt, n-ar mai fi cazul să vorbim că în furtul duhovnicesc mai pot apărea ce? Înșelările satanei asupra sufletului credincios și e plin patericul și vețile sfinților de asemenea pilde în care satana, în așa prezisă părere sufletească și duhovnicească a noastră, ne poate da visuri tâmpite și sucite care să ne întoarcă viața pe dos, ne poate da previziuni false. Și avem noi băbuțele noastre ortodoxe, pline de prostie omenească, care toată ziua cu ceașca de cafea și toată ziua cu deschisul saltirii, care toată ziua pe la vrăjitoare să-i mai spună în cartea de tarot ce se mai întâmplă. Nu se întâmplă nimic. Dacă te rogi, Dumnezeu e cu tine, iar dacă nu te rogi, Dumnezeu pleacă de la tine. Este foarte ieftin de înțeles acest lucru, fără să mai fie nevoie să-ți pună cu mătra matroana sau țiganca Chira. Deci asta se deosebește, exact cum spune în Scriptură, cine nu-i cu Dumnezeu pierde, cine-i cu Dumnezeu câștigă. Deci fără multe explicații. Să nu mărturisești strâmb. E o mare taină aici. Această mărturie strâmbă, această mărturie strâmbă are în Vechiul Testament două fundamente, iar în Noul Testament alte două fundamente. În Vechiul Testament, Mântuitorul Iisus Hristos s-a adresat fariseilor și saducheilor și le-a spus următorul lucru. Înconjurați marea de trei ori și umblați după un prozelit până îl câștigați ca ucenic, dar îl îndrăciți tot de atâtea ori, punându-l împotriva și de-a curmezișul legii. Adică mărturisirea strâmbă înseamnă și acest lucru. Pentru că tu ești, să spunem, luăm o pildă practică. Pentru că tu ești, să spunem, un domn mare, parlamentar, ministru, doctor, inspector, general și așa mai departe, eu, ca slujitor al adevărului, să mă tem de tine și să n-am curajul să-ți spun, băi, tu ești un imbecil, pocăiește-te, spovedește-te, roagă-te, închină-te, oprește-te de păcat. Aceea înseamnă mărturisire strâmbă. Când umblăm cu fofârlică, adică vrem ca pe cei mari să-i folosim cu lingușeala și să nu le spunem verde în față. Nu, domnule, păcatul e păcat. Indiferent cine îl săvârșește, indiferent de rangul sau puterea socială. Tot păcat se cheamă și tot păcat se judecă. Și la mărturisirea strâmbă trebuie să ai curajul ferm și convins să-i spui omule, domnule, nu te supăra, eu nu te ocăresc, dar aici ai greșit. Nu-i corect așa.
Postul de Miercurea și Vinerea nu l-am inventat eu, rugăciunea n-am inventat-o eu, Sfânta Liturghie n-am inventat-o eu, spovedania n-am inventat-o eu, sunt taine puse de Dumnezeu pentru tine și tu, omule, trebuie să te trezești ca să nu te înghită iad. Deci trebuie să o spui la modul categoric, ca atunci, când el se izbește de adevăr, să zică, Domnule, totuși omul ăsta nu mi-a vrut rău. De ce? Pentru că obișnuim, cum spune Patericul, să greșim pe două căi. Și am să vă dau ambele căi. Un stareț la o mănăstire petrecea tot timpul cu boierii. Boieri referindu-se la oamenii mari. Și într-o zi a venit Hristos la poartă în chip de sărac și a cerut ceva de pomană. Azi nu i-a dat. Mâine nu i-a dat. Tu te-a spus portarului, zi să aștepte că s-a ocupat. Și a treia zi, pe un ton foarte categoric, săracul i-a spus așa. Spune-i starețului tău să vină la poartă că vreau să-i vorbesc. Și în clipa când s-a apropiat de poartă starețul, săracul i-a spus așa. Hristos te-a chemat. De astăzi înainte nu mai sunt în mănăstirea ta. Și a zburat în stâlp de lumină la cer. Că s-a pocăit, Dumnezeu le știe. Că l-a iertat, Dumnezeu le știe. Că l-a părăsit, este evident, arătându-i că ceea cu ce se o preocupa el nu era un lucru serios. Adică în momentul când tu ești pus să mărturisești legea, nu poți să o mărturisești strâmb. Altă mărturie. Un pusnic sporit se ruga pentru fiii lui duhovnicești. Dar între fiii lui duhovnicești era și un mare bogat care de fiecare dată când venea la mănăstire, el spunea așa, eu n-am timp să mă rog, uite aveți aici bani, voi rugați-vă pentru mine. Un pusnic cu viața mai înaltă, ce vede noaptea în întuneric? Vede un ogor mare de spini și cum călugării se cerau acolo și se nevoiau să taie bulandăile alea țepoase, adică păcatele lui, prin rugăciunea ce se făcea în mănăstire, și un înger al lui Dumnezeu biciuind cu biciu și strigând. Hai, hai că e târziu, hai că aveți treabă, hai că este de muncă. Și în clipa aceea bătrânul s-a spăimântat și a întrebat, ce e aceasta? Zice, sunt banii oamenilor care petrec în păcat. Deci iată ce este. Sunt banii oamenilor care petrec în păcat. Și s-a supărat bătrânul, a chemat pe stare revoltat, i-a aruncat toate pomenele acelea și a spus, mie să nu mai mi-aduci să pomenesc. Mie să-mi aduci să pomenesc pe cei care se roagă împreună cu biserica. Deci numai acea rugăciune și acel ban este primit când tu te pui în genunchi acasă și faci canonul de pocăință și paraclisul Maicii Domnului în timp ce biserica îți face liturghia vecernea și utrenia și laudele la care te pomenește. Nu că te-ai pus pe ureche poftind sponsorizare 60 de milioane și tu te-ai luat de o grijă că ești sfânt. Sfințenia nu se plătește și nu se cumpără. Libertatea divină se câștigă prin sudoarea proprie. Atunci când tu ai postit o zi miercurea și vinerea, atunci când în post ai postit și ți-ai pus genunchii înaintea preotului și te-ai dezlegat și ai luat sfintele taine cu lingura, atunci toată milostenia și jertfa ta este bine plăcută al Dumnezeu și mărturisirea e adevărată. Hristos s-a bucurat de munca ta. Tot la mărturisirea strâmbă se spune că un alt stareț dintr-o altă mănăstire obișnuia altceva să facă. Să vedeți? Deci de ce vă spun de mărturisiri strâmbe? Ca să înțelegeți tainele lui Dumnezeu la culoarea lor și nu la voia noastră. Veneau oamenii și dădeau, asta apropo de Sfântul Efrem Siru și de Marii Aștri ai Pustiei, Pambo și Visarion, care au fost întrebați odată, deci de Marii Aștri ai Pustiei, care au fost întrebați odată de următorul lucru. Zice, a, vă spune-ne nouă, cum e cu neamul acesta călugăresc? Și a spus așa, părinții cei din tâi, care aveau inima de aur și trupul de lut, se rugau lui Dumnezeu ziua și noaptea, iar Dumnezeu le făcea minuni nenumărate ca pe ceva obișnuit. Creștea izvorul unde ți era sete, creștea pom cu fenice și cu fructe și cu roade unde ți era foame, fără să te chinuiești. Iar nu primeau nimic de la nimeni ca și cum de foc s-ar fi atins. Dar se rugau cu adevărat pentru lume, fiindcă din lume venise și știau ce suferă lumea. În veacul celălalt care a urmat,
Zice, a slăbit acest neam călugăresc, vorbind de viața de veci, că aici suntem la tânărul bogat ce vrea viața de veci, lucrurile s-au schimbat puțin. Și ce au început părinții pustiei să facă? Să primească darurile celor din lume care cu evlavie și cu sfințenie veneau la ușa lor și cerșeau mila rugăciunii. Și le luau ca din mâna lui Dumnezeu rugându-se cu dragoste. Dar, zice, va veni un veac, fiți foarte atenți, nu e o minciune, e mare adevăr, va veni un veac când, zice, slujitorii sfintelor altare și slujitorii casei lui Dumnezeu vor spune, veniți la noi să vă pomenim, veniți la noi și dați că noi vă ajutăm și vor cere de la dânsii nerugându-se, întrecându-se în cele ale lumii cu cei din lume. Și zice, aceea va fi o vreme foarte grea, pentru că nu se știe de unde va lua, unde va ajunge, cine va primi și cine va trage toate aceste ponoase. Iar ponoasele se văd sub ochii noștri. Oameni necredincioși care nu se roagă, oameni necredincioși care nu cred în Dumnezeu, crime, necazuri, pedepse, boli, monahi slab duhovnicește, nepregătiți, nelucrați, stați în pustie nepregătiți, stați în mănăstire nepregătiți. De ce acest lucru? Fiindcă a slăbit măsura râvnei celei înalte și omul s-a mulțumit să se complacă în sine, cum spunea Moise Aram. Zice, la vremea de urmă, călugării vor fi ca mireni. Deci va fi între un mirean și un călugăr diferență de uniformă. De ce? Vorbind de viața de veci. Dar acel stares ce făcea? Obișnuia să spună, aduceți la noi că noi vă pomenim. Întâmplarea a făcut că starețul era rugător în felul lui. Își vedea de pravile călugărești, își vedea de disciplina lui călugărească. Dar în schimb primea aceste daruri neținând cont de valoarea lor și de rugăciunea ce trebuia făcută pentru acei oameni. Și întâmplându-se să moară, când a ajuns la vămile văzduhului și a ajuns cu cutia de fapte bune, a văzut de fapt că ce se întâmplă. Îngerii scoteau cu mâinile din lada de fapte bune și aruncau sub scara virtuții acolo care urca spre rai. La început i s-a părut o glumă, dar când a văzut că pe la jumătatea treptelor, adică a vămilor, lada se golește, se adresează îngerilor sufletul starețului pe un ton răzvrătit. Băi, fraților, dar ce faceți? Dar astea sunt faptele mele bune, eu nu pot să le dau, eu cu ce mă duc mai sus? Nu, nu, se auzeau mii de glasuri. Nu, ți-am dat ție, ne-am lăsat în seama ta, tu ai spus că te rogi. Și s-au dus starețul în iad cu toți cei de sub scară, care așteptau mila rugăciunii lui și nu era făcută. Deci trebuie să avem mare grijă, că aruncându-ne în grija unui simplu pomelnic și nerugându-ne acasă am rezolvat problemele. Nu! Trebuie să nu mărturisim strâmb, să mărturisim adevărat, cum spune Hristos. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești Fiul lui Dumnezeu și cel mai păcătos și cel din tâi sunt eu. Deci să nu ne lăsăm în ideea că Biserica poate salva prin sângele Sfintei Liturghii nepăsarea, lenea, uitarea, amânarea pravilei sau rugăciunii. Sunt necondiționate și obligatorii. Și cineva va spune, dar eu sunt creștin, nu sunt călugăr. Și creștinul și călugărul au același botez. Și creștinul și călugărul au același înger păzitor. Și creștinul și îngerul au aceeași împărăție. Și creștinul și călugărul au același Dumnezeu. Și creștinul și călugărul au aceleași porunci, 10 din decalog și 10 fericiri. Nu spune fericiți călugării că vor merge de-a dreapta sau fericiți creștinii că vor merge pe treaptă mai jos. Nu! Fericiți cei curați cu inima și aici intră și călugării și creștinii. Fericiți cei plânzi și aici intră și călugării și creștinii. Fericiți cei milostivi că aici intră și călugării și creștinii. Deci e aceeași tagmă, e aceeași lege și e aceeași rânduială. Dar Apostolul Pavel o diseacă în două căi diferite și spune: Fecioara se pregătește să placă lui Hristos. Femeia se pregătește să placă bărbatului său. Deci iată ce înseamnă căsătoria. Dar iată ce spune acum Ioan Gură de Aur.
Rușine creștinului ce se naște în taină de creștin și moare cu fapte de păgân, mai bine putrezeam pântecele Maicii sale și auzi ce spune în taina anunții. Mare este taina aceasta în Hristos și în biserică. Femeia să asculte de bărbat, iar bărbatul să-și iubească femeia precum Hristos a iubit biserica și bărbatul să fie cap femeii după legea lui Hristos. Deci vezi în care lege bărbatul poate să conducă femeia? Nu pentru că are barbă, mustăți și pumnul tare, ci pentru faptul că este credincios lui Dumnezeu. Și atunci femeia necondiționată este roaba lui, este supusa lui și este fecioara Bisericii lui Hristos prin taina căsătoriei ei cu bărbatul sfânt și fără de prihană, patne întinat și nuntă nespurcată. Deci iată cum trebuie făcută mărturisirea de credință despre care Mântuitorul s-a adresat tânărului și a zis. Și de ce i-a zis să nu mărturisească strâmb? I-a dat răspunsul la un răspuns care acum de-abia urmează să-l dea. Și i-a mai spus în cele din urmă încă un lucru și apoi trecem. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ce frumos și suprem este iubire. Dar când i-a spus cinstește pe tatăl tău, aici s-a referit și la tatăl pământesc și la tatăl cel ceresc. Fiindcă cine n-are biserica de mamă nu-l poate avea pe Dumnezeu de tată. Și iarăși cine nu cinstește pe părinții care l-au crescut și l-au făcut, acela păgân se cheamă, spune Mântuitorul iudeilor, zice, îi lăsați pe părinții voștri numindu-i corbani, adică oameni care mor în Valea Plângerii și voi păziți ale legii morminte văruite, stricate și împuțite. Deci în primul rând grija de părinții trupești care ne-au născut și apoi grija de părinții sufletești care ne-au botezat și ne-au cununat. Deci când a spus cinstește pe tatăl tău, cinstește pe povățuitorul tău spiritual, întâi prin Dumnezeu, pe preotul ce te-a botezat, cununat și te-a îndemnat la faptele bune și te chivernisește prin sfintele taine, și apoi pe tatăl tău trupesc care ți-a insuflat credința creștină și adevărată și te-a făcut om al lui Dumnezeu.